În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe El. Iubiți credincioși, ne aflăm în prima sărbătoare din anul bisericesc. Timpul este împărțit în mai multe etape. Timpul civil își numără anii odată cu 1 ianuarie, timpul agricol începe cu luna martie, timpul bisericesc însă începe cu 1 septembrie și funcție de acest început intră într-un anumit parcurs și prima sărbătoare, cum era și firesc, a fost rânduită de către Sfinții Părinți a fi nașterea Maicii Domnului. Ca eveniment, toți știm despre bătrânii Ioachim și Ana, care la bătrânețile lor au dobândit prunc și au adus-o la templu pe cea pe care, de fapt, de la început au hărăzit-o să fie dată templului, până să iasă de la templu pe la 13-14 ani, cum era obiceiul, ei deja erau la cele veșnice. Evenimentul acesta al nașterii Domnului este însă unul deosebit pentru că începe mântuirea neamului omenesc. Se pregătește vasul ales, cum spun Sfinții Părinți și prorociile, în care se va coborî Fiul lui Dumnezeu și se va întrupa. Dar pentru a vorbi despre acest praznic al nașterii Domnului, fără să ne depărtăm de la ceea ce simțim, nu înseamnă neapărat să facem acum o expunere dogmatică, ceea ce înseamnă și unde merge dacă credem sau nu credem în pururea Fecioriei Maicii Domnului și în toate problemele de dogmatică. Eu, unul personal, de multe ori m-am aflat în fața dumneavoastră în această sărbătoare și mai ales pentru faptul că Evanghelia de astăzi este Evanghelia care se citește și la adormirea Maicii Domnului, vă dați seama, în 20 de ani de preoție, de câte ori v-am spus despre Marta și despre Maria, gazdele care l-au primit pe Mântuitorul, cum stătea Maria și la picioarele lui Iisus și cum Marta făcea și se silea să facă ospăț mare. V-am spus despre fiecare dintre aspectele acestea, dar astăzi am să vă spun cu tot și totul altceva. Pentru că eu am dobândit de ieri o nouă calitate, aceea de bunic, am să vă spun ce înseamnă nașterea. Am să vă spun ce înseamnă nașterea din punctul de vedere al unui bunic. Pentru că acum 25 de ani vă puteam spune despre naștere din punct de vedere al unui tătic. Dacă îmi va rândui Dumnezeu, peste alți 25 de ani vreau să vă vorbesc despre naștere din punct de vedere al unui străbunic. Poate mi-ajută Dumnezeu, că așa mă rog. Important este ca la acest mare praznic să vă spun câteva lucruri despre ceea ce credem noi, despre calitățile sau etapele de viață. Cu toții credem că după ce am terminat școala, am încheiat cu o mare, mare corvoadă. Am încheiat cu nesiguranța zilei de mâine în care te mai asculta sau nu te mai asculta la o materie, dacă puteai să-ți îndrepți o notă înainte de a o spune părinților, dacă veneau anumite teze, le spuneai sau nu le spuneai părinților, sau dacă ți îngăduiau să mai poți îndrepta vreo notă, această nesiguranță școlară s-a încheiat. Dar noi am crezut că rămânem cu ea încheiată și nu e așa. Toată viața avem de învățat. Toată viața ne dăm seama că ceea ce am învățat la școală este puțin lucru. Faptul că ne mai ascultau profesorii și ne mai necăjeau din când în când, iar este un puțin lucru. Decât că acest aspect nu-l vedem decât după ce a trecut această perioadă. Și mergem mai departe, intrăm în viața de familie, ne rânduiește Dumnezeu să avem copii și tot așa credem că am depășit anumite lucruri. Dar n-am fost educați în școală
să înțelegem că, de fapt, există ciclicități pe care trebuie să le urmărim în viață. N-am fost obișnuiți să trecem peste etapa de a îi vedea pe copii cum pleacă pe picioarele lor, n-am fost pregătiți, cum simt așa pe lângă mine, pe alți fii de-ai mei duhovnicești, n-am fost pregătiți să trecem peste pragul acesta al pensionării și încet, încet mi-am dat seama că trebuie să predăm, dacă nu la școală, măcar aici la biserică, o nouă lecție, că școala nu se termină niciodată și că etapele de viață nu seamănă cu cele pe care le-am depășit. Spuneam și altădată că cineva îmi spunea că după ce iese la pensie și de-abia așteaptă să iese la pensie, o să călătorească și la întrebarea mea foarte sinceră, dacă are pașaport, mi-a zis că nu și am zis nu o să călătorești niciodată. De ce? Păi cât mai e până la pensie? Mai am nu știu câți ani. Dacă nu o să exersezi călătoritul, să știi că nu o să poți pleca niciodată. Să nu aștepți să vină prilejul acela al pensionării, că acel prilej nu vine să faci lucruri noi. Omul nu îmbătrânește niciodată decât așa cum a trăit. Și acum, apropo de mersul cu pașaportul pe colo-colo, îmi dau seama că dacă nu începeam acum vreo 10 ani cu plecatul pe colo-colo, acum îmi era de ce mai greu. Pentru că în ultimii 10 ani, cel puțin, de cât vă pot face eu așa o mică istorioară a călătoriilor cu avionul, s-au schimbat multe. S-au înlocuit în foarte multe părți oamenii cu mașina și trebuie să știi să îți pui singur întrebări prin apăsarea pe un touch screen și dacă te întreabă acolo dacă au bagajele tale conținut cu tare sau cu tare și nu știi pe ce să apeși sau nu stăpânești măcar o limbă străină, să te înțelegi cu mașina aia care îți dă niște întrebări, ai încurcat-o. Și atunci, băi frate, dacă aștepți să vină pensionarea ca să faci acest lucru, cum te vei descurca? În niciun fel. Gata. Cum trăim, așa îmbătrânim. Dar îmi propusesem să vă vorbesc puțin despre acest mare moment al nașterii. Toată viața mea am vrut să trăiesc într-o nesiguranță creștinească. Și mi-a ajutat Dumnezeu să trăiesc în această nesiguranță creștinească, pentru că, vă spun sincer, n-am o afacere care să mă susțină și dacă Dumnezeu nu îmi va da posibilitatea să mă trezesc de dimineață, să stau de vorbă cu fiii mei duhovnicești, să știți că au de suferit nu numai eu, cât toată familia mea. Această nesiguranță însă m-a făcut să fiu viu, m-a făcut să mă bucur de fiecare moment și să-mi dau seama că adevăratul sens al vieții este nesiguranța. Până când? Până mai de ună zi. În această nesiguranță însă în care am trăit până acum, am trăit frumos, am trăit cu conștiința că Dumnezeu îmi dă cât îmi trebuie și când îmi trebuie și pentru ce trebuie. Și viața mea a fost foarte frumoasă și cred că va fi și înainte și mai frumoasă, pentru că sâmbătă noapte, când mă pregăteam eu de Sfânta Liturghie, mi-am dat seama cât de frumos mi-a dăruit Dumnezeu să văd anumite lucruri chiar la mine în casă. Mi-a dăruit Dumnezeu ca de câteva luni ultimul meu copil, băiatul, să fie plecat pe mare, că dacă asta e chemarea lui, fiecare e cu chemarea lui. Chemarea asta a navigației aduce foarte multe bucurii, să știți, și călește oamenii într-un fel foarte interesant. Fiica mea a devenit Penelopă în momentul în care primul voiaj s-a pecetluit. Și am avut marea șansă ca toată vara aceasta să fim în casă tot cei patru pe care ne știți. Și sâmbătă seară mă uitam așa, era ușa puțin deschisă și erau fetele mele amândouă în același pat. Își propuseseră să mai petreacă așa, pentru că bănuiau ele că cea mică nu o să fie atât de cuminte cum i-a zis domn doctor, că luni dimineață vă aștept la ora cu tare nouă, tată. Viața este ca firul de iarbă, trece prin beton, trece prin asfalt, trece prin toate ca să ajungă la lumină. Și într-adevăr, era ultima seară, deși ele credeau că o să mai aibă încă o seară împreună așa, în condițiile acelea. Și mă uitam la ele, erau amândouă în pat. Și atunci, poate că voi mai avea,
momente așa de încărcate. Dar atunci mi-am dat seama câtă bucurie este să constați că ai niște copii în siguranță. Atunci am citit pe chipurile lor, în bucuria în care își povesteau și râdeau, mi-am dat seama că se simt în siguranță. Și atunci am spus, este bine. Dacă prețul nesiguranței mele este siguranța lor, este foarte bine. Și a fost foarte bine așa să constat ce înseamnă siguranța, pentru că eu în mintea mea deja le consideram pe ele că se simt în siguranță și erau în siguranță. Și eu, într-un fel așa, mă consideram în relația cu ele și eu într-o oarecare siguranță, că le știu pe amândouă și o să-și vadă de viața lor înainte și o să se ajute când va fi nevoie. Și vor fi și la bine și la rău, la fel cum le-am văzut eu acolo. Peste câteva ore, în momentul în care le-am dat seama că cea mică are personalitate și nu se lasă așa după cum vrem noi și ne învață ea ce este viața, îi venise vremea să facă cunoștință cu noi. Și am mers, am făcut toate cele care se fac, ne-am prezentat. În momentul în care Alexandra, viitoarea mămică, pleca deja către procedură, m-am uitat la ea și i-am spus că se duce să nască mama. Pentru că o mamă se naște odată cu copilul ei. În momentul în care fiica mea s-a dus să nască, ea de fapt a născut mama pe mama din ea și m-a născut pe mine ca bunic. Pentru că acesta era momentul. Fiica mea m-a născut pe mine ca bunic. Pentru că altfel nu se poate să mergem mai departe. Și la vreo 3, 4, 5 ore, acum dacă trebuie să mă mărturisesc, spun la capăt, s-au mai înclinat puțin procedurile, dat fiind faptul că eram un personaj cunoscut în locurile acelea, mi s-a îngăduit să îmi țin nepoata în brațe. Și atunci m-am simțit și eu în siguranță. În ce sens? Ținându-o în brațe, mi-am dat seama că atunci m-am legat de cer. Și nu vă spun lucruri mari, așa, sfărăitoare, ca să dea bine, nu. Atunci m-am simțit, într-adevăr, legat de cer, pentru că știam că de acum înainte mi-am asigurat viitorul. Nu că ar fi fost asigurat viitorul, n-ar fi fost asigurat viitorul și copiii mei, dar era o siguranță mai mare. Și atunci mi-am dat seama că siguranța pe care am văzut-o între fetele mele o seară înainte se revărsa de la Dumnezeu prin acel copil pe care eu îl țineam în brațe și m-a învățat ce înseamnă legătura omului cu Dumnezeu. A stat, va să zică, 9 luni cu minte, relativ, dar când a venit momentul, n-a mai răbdat, a vrut să ne cunoască. Acum, eu am văzut copii mici, vă spun, mulți, pentru că prin natura misiunii pe care o am, îi văd pe copii mici, dar te uiți cu alți ochi, tată, la ceea ce zice, mai aproape este cămașa decât haina, așa este. Slavă Domnului, îi iubesc pe toți copiii și mai ales pe fiii mei duhovnicești și pe viitorii botezați de mine, vă imaginați că îi iubesc foarte mult. Dar atunci am fost probabil mai atent la ceea ce se întâmplă cu un copil. Primul organ al simțurilor care răspunde la stimul extern este privirea. Bine, după pipăit, când punem mâna pe orice, este privirea. Am văzut într-adevăr copilul la câteva ore, fraților, cum se uita la degete și le număra așa. Ochii deschiși, adică, acum, nu știu, e posibil să vadă niște umbre, dar ceva vedea. În momentul în care s-a uitat la mine și m-a măsurat, așa m-a scanat de sus până jos, după aia de la stânga la dreapta, mi-am dat seama că e ceva. Chiar dacă medicina o să mă contrazică, că vezi, Doamne, că vede ceva umbre, nu. Nu știu dacă a văzut ceva neapărat, dar de simțit, sigur a simțit. De vreme ce eu prin ea am simțit că m-a legat de cer. Cred că a simțit și ea ceva, pentru că eu până atunci nu mai simțisem.
Dacă prin ea am simțit așa ceva, prin nepoata mea, vă imaginați că deja îmi dau seama că ea mi-a predat prima lecție. Să fiu mai atent că nu sunt în nesiguranță. De acum înainte, veșnicia mea este bătută în cuie. Și că mă leagă de viitor și când mă uit înapoi, nu mă uit cu spaimă, bă, ce rămâne în urma mea? Păi gata, rămâne, s-a făcut. Hău, cum este înspre cer zenitul, așa este și hău în jos, dar în sensul bun al cuvântului. Și de atunci am învățat că trebuie să mă simt mai în siguranță. Și acest mesaj pe care vreau să îl dăruiesc și dumneavoastră este al siguranței vieții pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Mi-am dat seama ce reprezintă durerile facerii, într-adevăr, prin fiica mea am văzut, văzusem eu și cu soția mea mai demult, dar acum au trecut vremurile, nici n-aveam atunci pregătirea pe care o am acum. Eram la un început de drum și acum sunt tot la început de drum, dar cu altă vârstă și experiență. Și mi-am dat seama că, într-adevăr, așa cum zice Mântuitorul foarte frumos la Evanghelie, femeia când îi vine să nască, simte durere, dar după ce se naște pruncul, a uitat prin ce durere a trecut. Într-adevăr, când m-am dus la câteva ore, deja Alexandra nu că uitase, nici măcar nu vrea să-și mai aducă aminte de nimic decât de cele bune. Înseamnă că mesajul vieții pe care îl dă orice copil care se naște este unul extraordinar. Să nu credem că putem face vreo comparație cu ceva. În primul rând, nu poți să compari să fii bunic cu să fii tată. Nu au nicio legătură una cu alta. Este o bucurie foarte mare că poți să privești lucrurile cu o mai mare lejeritate din punctul de vedere al bunicului decât din punctul de vedere al părintelui. Ca părinte mi-aduc aminte exact, era 26 martie 1991, ora 21:40 de minute, când la spitalul din Giulești, cine a mai fost pe acolo sau prin anii respectivi, știu că sala de naștere era la etajul întâi și acolo se auzea, nu trebuia să mai dea telefon, eu am primit vestea acolo la telefon, eram la recepție. Atunci am primit direct, în direct și când am auzit așa o voce, pe românește se zicea ciuaie, așa, o vuvuzea foarte, care a străbătut totul, atunci nu știam, n-am fost la niciun control cu niciun copil de-al nostru, pentru că nici nu prea se purta atunci, nu era vorba de ca să cunoști ce o să fie fetiță, nu, nicio problemă, dar când am auzit am zis, e, stați așa că asta e fata mea. Și a râs asistenta, zice, stai să vreau să văd, într-adevăr, dar mai era unul care mai aștepta lângă mine și zic, stai, mata, liniștit, că nu știu dacă, dar asta e a mea, sigur. Păi zice, după ce o știți? După gură, după nu știu, după ce, așa am simțit eu, m-a strigat pe mine. Și a coborât, într-adevăr, asistenta în 5 minute și mi-a zis, zice, moșteanu, da, e fată, asta e, fata mea este. Important este că mi-am adus aminte stările de atunci și le-am pus cap la cap cu starea de acum și peste toate, ca să fac un numitor comun, a fost vorba de siguranță. Am prins mai multă siguranță, m-am simțit mult mai așezat față de nesiguranța și neștiința și beruta de acum 25 de ani, când nu știam cam ce o să fac. Important este că atunci când am sunat salvarea, și nu plecasem niciodată soția mea cu salvarea, înainte de a veni salvarea, i-am spus, zic, măi, Ladic, așa, să spun un singur lucru, de acum înainte nimic nu va mai fi ca înainte și să știi că este ultima dată când mai stăm singuri. Eram așa și așteptam ca pe un peron în gară, așteptam să vină salvarea. Și atunci am realizat că momentul în care ne vom mai vedea încă o dată, nu vom mai fi doi, vom fi trei. Și același sentiment l-am avut și ieri, când, într-adevăr, mi-am dat seama că nimic nu va mai fi ca înainte. Eu am să mă străduiesc să îmi șlefuiesc mult mai mult răbdarea, îngăduința, solicitudinea, o să-mi șlefuiesc mult mai mult atenția și vă spun că
din experiența pe care o voi dobândi în continuare, vreau ca dumneavoastră să fiți beneficiarii numărul 1. Pentru că vreau să vedeți în mine un om mult mai calm și îi mulțumesc părintelui Alin că atunci când am ieșit acum spre a vă spune câteva cuvinte, mi-a spus, tataie, adică să nu uiți, tataie, e foarte important. De-abia aștept să știți să vă spun ce nume voi avea, pentru că orice nepot își botează bunicii. Nu o să-i spun niciodată cum să-mi spună. Cum va scoate primele cuvinte și se va adresa mie, ăla va fi numele meu pentru veșnicie. Dumnezeu mă știe, Marius. Noi o să mă știți, părinte Marius, dar să știți că adevăratul nume de-abia nepoții ți-l dau. Și cred că și strănepoții mai adaugă câte ceva. Așa cum zicea părintele Arsenie, zice, tată, toată viața ne străduim să ne șlefuim. Zice, după ce ne șlefuim, trebuie să avem grijă să începem să mai și strălucim, să primim așa o anumită strălucire. Zice, și după asta să ne străduim să mai împrăștiem și o mireasmă. Așadar, vedeți cât de multe etape avem de ars până când vom putea să spunem ce înseamnă calitatea pe care o avem. Eu vă mulțumesc tare mult și mulțumesc Maicii Domnului că mi-a dat această mare bucurie de a vă spune câte ceva despre praznicul nașterii Domnului povestit de un bunic începător. Și dacă peste 25 de ani v-a dat Dumnezeu să vă povestesc aceeași trăire, poate chiar și cu aceeași dată, despre cum o vede un străbunic, să știți că, într-adevăr, Dumnezeu îmi arată mie și vă arată și dumneavoastră cât de mult ne iubește. Pentru că dacă ne dorim ceva, cu siguranță că Dumnezeu ne respectă dorințele. Numai că noi nu știm de multe ori să ne respectăm singuri. Mi-am dorit foarte mult ca acest moment să-l împart cu dumneavoastră și iată că Dumnezeu mi l-a dat. Până duminică o să vă mai spun câte ceva, pentru că acum n-am văzut decât înfășat, așa, la nivel de cocon, cum erau acele pastiluțe în care, din care se scoate foarte frumos mătasea. Vin viermi de mătase, mănâncă vreo 3 duți jumate până când să fac ei să intre în gogoașa aceea. Ei, acum vreau să o văd, să-i văd mânuțele, să văd cam ce arată. Vă imaginați că am multe de povestit. Bine, nu o să transform acum soleia în povestiri din viitor, dar cu siguranță că ceea ce trăiesc trebuie să vă spun și dumneavoastră, ca să-mi dea Dumnezeu să trăiesc mai departe. Vă mulțumesc tare mult, să vă dea Dumnezeu putere celor care suntem însemnați cu numele Sfinte Fecioare Maria, să ne lumineze în continuare cu evenimente deosebite în viața aceasta, pentru că nașterea Maicii Domnului ne face să ne simțim mai în siguranță, să ne simțim mai aproape de Dumnezeu, mai legați de cer și să nu mai stăm așa în nesiguranță, om fi, non fi, nu, știe Dumnezeu de noi. Așa să ne ajute Dumnezeu și Maica Domnului.